Cred că a fost foarte bine că am fost patru oameni oarecum diferiți. Fiecare a făcut propria lui expediție, dacă putem spune așa, și totuși am rămas prieteni foarte buni. Silver a verificat mașinile tot timpul, pentru el a fost ca o provocare să vadă dacă aceste mașini rezistă. Marcel a fost șoferul nostru de anduranță, a condus chiar și 30 de ore fără încetare, fără să se odihnească. Eu am făcut-o din perspectiva jurnalistului care a filmat 50 de ore, vă aștept la lansarea filmului peste două luni, o să vă mai spun. Am cunoscut culturi noi, pentru mine a fost senzațional că am apucat să vorbesc atâtea limbi, dacă rusa o știam, dacă să persoana și turca a trebuit să le prind așa din mers, pentru că altfel nu te poți descurca acolo. Inedit, pot să vă spun, Mongolia, într-adevăr, este singura din țările care am umblat, și nu doar în această expediție, ci în decursul vieții mele, singura din țările care este așa, ca și cum vedeți pe posturile de televiziune de specialitate, este foarte sălbatică și dacă te duci acolo, este ca și cum te-ai fi întors înapoi în timp cu cât vrei tu, 500, 1000 de ani, pentru că nu sunt drumuri, pentru că lumea nu lucrează pământul, am înțeles că nu le permite religia. Într-o țară de 8 ori cât România, este o populație de 1,5 milioane de locuitori, excluzând Ulaanbaatarul, și toți locuiesc în iurte răspândite pe munți. Așa, din 10-10 km găsești câte iurte. Orașele sunt foarte mici, cu până la 20.000 de locuitori, și sunt puține din aceste orașe, doar reședințele de județ. Deci Mongolia a fost cea mai interesantă experiență. Iranul l-am vizitat pentru principala lui comoară, care ne-a convins că sunt oamenii, sunt niște oameni absolut extraordinari, foarte prietenoși, fără niciun interes ascuns. Ne-a uimit apoi Kazahstanul, unde iar am dat, sunt niște oameni foarte, foarte amabili. Ne-a plăcut Azerbaijanul, care a fost pentru noi doar o experiență de o zi, dar am promis că vom mai reveni. Și evident ne-am răsfățat papilele gustative în Turcia. Da, s-a întâmplat în felul următor. Vaporul urma să vină din Azerbaijan, iar cei din port din Aktau, din Kazahstan, nu ne puteau spune decât în momentul când vaporul era spre andocare că putem să venim să ne facem vama. Ne-au sunat la hotel, ne-am prezentat cu cățel cu purcel pe nepusă masă în port, duminică seara, a trebuit să renunțăm la ultima noapte plătită deja la hotel. S-au grăbit să ne facă vama, spunând că e mai bine așa, că mai are o oră sau două chiar până coboară pasagerii de pe vapor și să urcăm noi, încă n-a costat, dar să avem vama făcută și nu mai urcăm. Ei, și ora aceea s-a făcut 50 de ore, în care noi ni s-a interzis să ne mișcăm prin port, pentru că, vezi, Doamne, suntem în zona neutră, n-aveam voie să trecem înapoi decât numai când se ni se pune ștampila finală de ieșire din țară, dar a trebuit să tot vin din două în două ore să întreb, a costat vaporul? Nu, că nu are loc. Păi mă întreb de ce, nu știau că nu are loc vaporul, nu? Și s-au purtat destul de aiurea cu noi, în sensul că, evident, că mai aprovizionam o apă, o bere, colegii mei mureau de foame, de sete, cei de la barieră tot timpul comentau că de ce mă fuții pe acolo, băgau mâna în pungă, luau câte o sticlă, apoi capitanul portului a zis că de ce ne mișcăm pe acolo și cine suntem noi și ce căutăm, păi am zis, voi ne-ați băgat să așteptăm vaporul, și a spus că discutăm noi că o să primim și o amendă, că am îndrăznit să mâncăm pe capota mașinii. Atunci băieții s-au enervat și au spus că să sunăm la ambasadă, dar am zis nu, lasă că dau eu la presa din România, deocamdată știrea, și așa a fost cu blocatul în port, nu pe vapor. Pe vapor au fost cei care nu puteau să coboare, se chestie. Noi am fost în port acolo blocați. Care a fost cea mai interesantă experiență? Cea mai interesantă experiență... Eu m-am ocupat de mașini, să vă zic partea de mașini. Am schimbat un grup, niște planetare, telescoape, ce să vă zic altceva. Care a fost cea mai îngrozitoare, adică cel mai îngrozitor scenariu pe care ți l-ai imaginat? Ce nu doreai să se întâmple? Ce nu-mi doream să se întâmple? De-aia nu prea m-am dorit să se întâmple nimic la mașini. Dar cu penele, ce să vă zic, am desfăcut de câteva ori o roată cu niște băieți de la vulcanizare de acolo, nu se pricep, nu se... Și pentru mine a fost un coșmar să mă uit la ei că nu pot să facă nimic. Cum te înțelegeai cu ei? Cum le explicai ce trebuie să facă? Prin semne. Prin semne, bineînțeles. Am înțeles. La un moment dat nu le făceai semne cu cheia așa, o amenințător, că bănuiesc că la un moment dat n-ai mai rezistat. Nu, că mi-era frică să nu... Am înțeles că ați fost și submarin la un moment dat. Da, și am avut probleme și cu apa, am scăpat și de ele. Da, cu climele am avut probleme, cu una dintre mașini a cedat clima și am mers la un service care mi-a stricat compresorul mai rău decât era. Ce să vă zic, foarte... Sunt puțin mai înapoiați. Da. La un concurs despre povești, despre expediție, care ar fi prima pe care ați povesti-o, cea mai
Prima peripeția când am mers pe apă vreo 6 km și Silva a uitat să zică că acolo a avut el cele mai mari emoții, că o mașină nu mai avea alternator, schimbam bateriile din două în două ore și deja mergeam de aproape două ore și zicea acum dacă se oprește să vedem cum facem baie. Și până la urmă, cum s-a terminat? Am mers și n-am schimbat bateria în apă. Altfel făceam baie până la Brău. Ați mai luat de la capăt? Da. Piloții aproape cu mai multă parte din traseu și da, am făcut București, Moscova fără oprire, apoi pauză de două zile, apoi iarăși o zi, o noapte și o zi non-stop, s-a repetat chestia asta de câteva ori. Deci avem de mai multe ori aproape 30 de ore condusă. Am înțeles că ați fost îndeșert și fără drumuri, deci ați mers așa, întins. Păi, marea surpriză a fost când, înainte, ne-am uitat, când am intrat în Mongolia, ne-am uitat pe hartă, drumuri mari, pe aici am mers, asta avem de făcut și acolo am avut o surpriză, mi s-a terminat asfaltul, un asfalt nou, dintr-o dată, deci la 130 la oră, am observat la un dânt mic că se termină ceva și când am ridicat un pic de pe scaun s-a și terminat, era drumul, am căzut vreo 15-20 de centimetri, cred că o planat mașina puțin. Dar asta e Mongolia, fără drumuri, fără un fel de pietre wow, ceva mai mare, ca să vă imaginați, nu credeți că e o piatră călcată cumva, pe care a întâia, a doua. Agenții de circulație, amenzi, probleme? O singură dată am fost oprit în Mongolia, dar nu, ne-am înțeles, nu nimic, am dat actele, dacă i-aș fi dat altceva, era tot acolo, nu priceput nimic, ni l-a dat înapoi și scurtă. Fără întrebări, fără răspunsuri, că n-am știut. Dacă zicea bună ziua sau zicea la revedere, tot atât a priceput. Când ați plecat, spuneați că vă ocupați de mâncare. Da, nu am gătit așa de mult cum plănuit, dar fasolea, să știți că a fost extraordinar. Fost de bază. Da, da, am gătit fasolea, cinste. Asta în munții Ural, unde am și prins sfârșitul nopților albe, unde a fost 3 ore a fost noapte, în rest a fost zi. De la 12:30 la 3:30 sau ceva de genul.